Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a luat măsuri cu privire la doi polițiști condamnați la închisoare cu suspendare pentru că au mușamalizat un accident rutier. Astfel, cei doi oameni ai legii vor fi dați afară din MAI. În același dosar au fost cercetați și alți polițiști, însă aceștia au fost achitați din lipsă de probe. Doi polițiști gorjini au fost cercetați într-un dosar penal pentru mușamalizarea unui accident rutier produs acum câțiva ani. Magistrații au decis ca cei doi să primească pedepsa condamnării la închisoare cu suspendare sub supravegherea executării pedepsei. La aflarea sentinței, IPJ Gorj a anunțat că a inițiat procedurile în vederea emiterii actelor administrative conform competențelor de gestiune pentru încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea. Au fost inițiate procedurile în vederea emiterii actelor administrative administrative conform competențelor de gestiune pentru încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea în cazul celor doi polițiști care au primit pedepsa condamnării la închisoare cu suspendare sub supravegherea executării pedepsei. Alți doi agenți de poliție au fost cercetați în acest dosar, însă au fost achitați din lipsă de probă, urmând să se întoarcă la serviciu. În situația celor doi agenți de poliție pentru care instanța a pronunțat soluția de achitare, vor fi emise acte administrative în vederea punerii în funcțiile de Anterior. Marian Ionuț Vârjan și Florin Grigore Nanu Zico, cei doi agenți condamnați definitiv, sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității.